Esențial miercuri, 23 martie 2022, ora 17:42. Hotnews.ro. Toate contravențiile, inclusiv cele primite pentru încălcarea regulilor de circulație, vor putea fi contestate și la judecătoria în a cărei rază de competență își are domiciliul sau sediul persoana amendată, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților și care ar urma să meargă la promulgare. Politist cu radar Facebook Politia Romană. Acum, plângerile de contestare a proceselor verbale de contravenție pot fi depuse doar la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Proiectul de lege modifică articolul 32 aliniatul din Ordonanța Guvernului NR2/2001, astfel. Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul. Camera Deputaților este for decizional pentru acest act normativ. Pentru a intra în vigoare, actul normativ cu această modificare trebuie promulgat de către președintele Klaus Iohannis. Ordonanța Guvernului NR2/2001 a suferit mai multe modificări, aduse prin alte două acte normative adoptate tot miercuri de Camera Deputaților.